cea de-a cincea ediție a Concursului Național de Interpretare Muzicală pe aripile Sudetului. Numele meu este Alina Zaharia, sunt organizatoarea și fondatoarea acestui concurs, absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, secțiunea de compoziție, psihologie și pedagogie muzicală. Și vă mulțumesc frumos că ați venit astăzi aici. Pe Sudetului este un concurs destinat tuturor copiilor, atât celor care studiază muzica într-o școală de specialitate, cât și celor care sunt doar pasionați. Scopul acestui concurs este de a-i susține, de a-i încuraja, de a-i determina să evolueze și să se dezvolte. Înainte de a da startul concursului, voi prezenta jurul de astăzi, care va nota fiecare concurență în parte. Așadar, jurul este format din doamna profesoară Amira Magdalena Curus, profesoară și profesoară prezidenta jurului, doamna profesoară Carmen Moldovan, profesor de chimie, colegii naționale de arte, și domnul profesor Cornelu Solovăstru, profesor de piană, la și pentru că emoțiile sunt mari și am foarte mari emoții, propun să dăm startul și invit în scenă primul concurent de astăzi, din clasa pregătitoare, categoria începători, Diosa Marcu Gabriel.